Pentru clipul de astăzi m-am gândit să fac un Christmas tag, un fel de Q&A s-ar traduce. Și m-am așteptat așa, pe caietel, 22 de întrebări, ca nu cumva să ratez vreuna. Și să începem, zic. Meu preferat de Crăciun ar fi Home Alone. De mică știu că mă uitam la Home Alone pe Pro TV, dacă nu mă înșel, în fiecare an îl dă, n-aveți cum să... Nu cred că există persoană care nu a văzut Home Alone. Nu cred asta. Așa, și al doilea ar mai fi Harry Potter. Chiar o să mă uit Crăciunul acesta la Harry Potter și o să sar peste Home Alone. Da, am avut. Am avut, când eram mică, vedeți, o să vedeți, la majoritatea răspunsurilor pe care le voi da, o să le ducă la când eram mică, când eram mică. Pentru că atunci am cele mai multe amintiri și iarna era mai frumoasă pe atunci. Dacă m-am vreodată un Crăciun alb, da. Pentru că aminte când începea luna decembrie, începeau și nisorile și înotam, practic, în zăpadă. Mai nou, mi le petrec în București, dar când eram pe perioada facultății, în vacanță, mergeam acasă la Munica, care m-a așteptat mereu cu mâncărurile acele delicioase. Dar o să trecem și pe acolo, o să vă povestesc. Melodia mea preferată. Nu am o melodie preferată de Crăciun. Singura care îmi trece acum prin minte e aceea cu Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Nu am voce, dar cred că o știți și voi. Le deschid de cum le primesc, că na, sunt această fire super curioasă și nu mă pot abține. Și le deschid de cum le primesc, nu pot să aștept. În primul rând, nu știu câți reni are Moș Crăciun, 6-9000, dar nu știu. Primul ar fi Rudolf, cel cu nasul roșu, care știu că e primul ren care a fost atins de magia prafului magic, parcă ceva, mi-aduc aminte foarte vag. Așa ar mai fi Vixen. Mai erau doi frați, asta știu sigur, Dancer și ceva cu P, Pencer, nu știu. Nu știu. Tradiții care mă entuziasmează ar fi împodobirea bradului, a casei, goana aceea după cadouri. Cam atât. Clar, brad artificial, nu sunt total împotriva bradului natural, cel care vine tăiat, nu cel în ghiveci. Cel în ghiveci e super ok, după îl poți planta. Mă deranjează pentru că suntem atâția oameni pe planeta aceasta și unui brad ia foarte mult să crească și tu îl tai pentru ce? Pentru o lună? Să te bucuri de el o lună și după îl arunci? Nu mi se pare normal așa ceva. Ar fi salata beef, salata de vinete și sarmalele, bineînțeles. Iar ca și dulciuri, cornulețele bunicii mele și sunt sigură că se uită acum. Te pup, bunica! Și cel mai fi, mai face bunica niște prăjituri. Spune ea, nu știu dacă așa, aceasta e denumirea, tăvărite. Nu știu, le face așa pătrate și le dă prin, mie îmi place nuca de cocos și mi le face cu nuca de cocos, le dă așa prin nuca de cocos. Așa, mai face bunica niște biluțe cu vișine înăuntru, abia aștept să mănânc. Ar mai fi cozonacul, bineînțeles tot cel făcut de bunica, și cozonacul panetone, dar nu orice fel de cozonac panetone, cel cu lămâie. Da, știu, sunt un pic pretențioasă, dar asta este. Și. Îmi place și să fac cadouri pentru că văd bucuria aceea pe persoana căruia îi dăruiesc cadoul și dacă îl mai și nimeresc, perfect. Și să primesc cadouri, că de ce nu?
Trebuie să mă gândesc la asta. Când eram mică, primeam foarte multe cadouri. Mi-aduc aminte așa ceva. Aveam o păpușică, Barbie, căruia îi se schimbau picioarele. Avea un fel de colanți și la căldură devenea culoarea pielii și mi-am mai adus acum aminte de un bebeluș pe care l-am primit tot așa de Crăciun. Undeva la munte, unde e multă zăpadă și să fie așa o cabană în pustietate și să aud așa trosnitul lemnelor acelora. Chiar asta m-ar face pe mine fericită și așa aș vedea eu destinația ideală. În cazul în care o să găsesc o poză, cam cum mi-ar plăcea mie, o să vă inserez. Nu sunt pentru că nu am atât de multă răbdare încât să le biblesc. Adică, na, depinde. Mă scuzați, dar cam scârțesc ca unul ăsta. Am perioade și perioade, dar nu pot să zic că sunt profesionistă. Cred că ar fi cea cu ieșitul cu Sania. Mi-am aminte că mă ducea bunicul să mă dau cu Sania și e singura amintire de care mi-aduc aminte de Crăciun. Și să fac oameni de zăpadă, dar o să vedem mai încolo. Mi-aduc aminte că eram la grădiniță și mi se părea ciudat că în fiecare an Moș Crăciun arăta altfel. Și ceva nu se lega. Până în clasa a doua, când am auzit o discuție între părinți și atunci am făcut legătura. Și când eram la grădiniță, mă așezam în brațele lui Moș Crăciun și mă uitam foarte atent la barba lui. Mi se părea ceva că nu e făcută din păr. E așa făcută din vată. Mi se părea un pic ciudat. Ciudată toată treaba asta. Mai nou, am descoperit că îmi place foarte mult mirosul de scorțișoară și mirosul de vanilie. Și probabil că v-ați fi așteptat să spun și cel de brad. Nu-mi place mirosul de brad. Nu-mi place. Ei bine, am ajuns și la întrebarea aceasta. Da, am făcut oameni de zăpadă. În Piatra Neamț stau la curte și făceam oameni de zăpadă, făceam și îngerași. Și știu că mă certa cam de fiecare dată bunica că stăteam prea mult afară și ajungeam în casă cu zăpadă în pantaloni, cu hainele ude, nu mai zic cu zăpadă în ghete. Asta era la ordinea zilei. N-aveam cum să ajung să ies afară în zăpadă și să vin la fel de uscată. Mm-mm. Dacă ar fi să aleg unul, clar ar fi căciula. Fără fular aș putea să rezist fără nicio problemă. Fără mănuși se găsește o alternativă, dar fără căciulă nu pot. Nu, cu toate că îmi pun gluga, dar nu e aceeași treabă. Trebuie să îmi pun căciula și gluga. Ar fi ceaiul, dar nu doar pe timpul iernii. Când începe așa să se facă mai frig afară, simt nevoia să-mi fac un ceai. Așa, și ar mai fi vinul fiert. Vinul fiert, bineînțeles, fără scorțișoară, cu portocale îmi place. Bradul de Crăciun îl împodobeam, că de când am venit în București nu prea mai împodobi bradul. Îl împodobeam pe la începutul lunii decembrie, aproape de jumătate, undeva între 5 și 12 decembrie, cam așa. Și îl țineam până la sfârșitul lui ianuarie. Era un chin. Când trebuia să iau toate globurile, să le pun în cutiuțele lor, asta nu-mi plăcea. De aceea lăsam până cât mai târziu. Da, acum am văzut că nu prea mai ies așa copiii cu colindul. Se pierde ușor, ușor, chiar se pierde acest obicei. Mi-aduc aminte că mă întâlneam cu o verișoara mea și ne făceam așa o strategie. Ce blocuri să luăm, care să fie primele blocuri,
la un moment dat, când vedeam că nu prea se înserează și oamenii nu prea mai primeau colindătorii, ne despărțeam. Ori eu începeam de la etajul 4, ori ea începea de la etajul 4 și ne intersectam așa. Ziceam noi că poate așa ne primesc, că ne vede doar o singură persoană și nu două, poate ne primește. Dacă stau acasă, îmi place să stau în pijamale, pentru că în pijamale mă simt cel mai confortabil. Acestea au fost cele 22 de întrebări pe care le-am pregătit pentru clipul de astăzi. Sper că au fost 22 și că nu am sărit nicio întrebare. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Aș foarte aprecia dacă mi-ați dat și un subscribe. Iar până data viitoare, duminică la ora 8, kisses! Bye, bye!